Bine, eu nu sunt în situația în care să transpun responsabilitatea blocării de la un partid la altul. Dar ceea ce pot să vă spun, și o spun foarte responsabil, că acest comportament pe care l-au avut colegii din Partidul Liberal pe parcursul a 7 săptămâni de negocieri, au stat la baza acestui blocaj, pentru că dacă este să vedem inclusiv propunerile cu care au venit colegii de la Partidul Democrat la propunerile pe care le-au formulat într-un fel sau altul, nu le-au condiționat, pentru că se prezintă și acest punct de vedere enunțat aici la Chișinău a partenerilor noștri europeni, pe dimensiunea partidelor politice, este important să menționăm acest lucru, nu au venit aceste propuneri a colegilor din Partidul Democrat să înrăutățească situația. Jocurile politice sunt importante, doar că mi se pare că s-a ajuns prea departe și în acest sens vreau să vă spun că Partidul Liberal Democrat din Moldova nu va permite alegerile anticipate în țara noastră și va lua decizia în acest sens care se va impune. Nu este vorba doar de partajarea ministerilor. Este vorba de această viziune diferită ce ține de toate cele trei elemente la care s-a referit ieri domnul Ghimpu și la care s-a referit astăzi domnul Lupu. Și dacă o să vedeți foarte atent pe fiecare din ele și ceea ce am spus eu pe fiecare punct din cele discutate și ieri și astăzi, o să vedeți că, de fapt, problema este un pic mai complexă decât cea care vizează un minister. Mai mult decât atât, eu cred că dacă îți dorești sincer să faci o guvernare, dacă pui în față problema unui minister, mie mi se pare că este un pic prea mult.